Cuvânt sfânt, un cuvânt plin de conținut, un cuvânt plin de nădejde pentru toți cei de după această femeie. Iubiți credincioși, vrea să arate Mântuitorul prin pilda de astăzi ce înseamnă credința. Credința trebuie să pătrundă din suflet, trebuie să meargă din inimă. O credință de nezdruncinat nu poate să o dărâme nici porțile iadului. Pentru aceasta Dumnezeu arată puterea credinței în Dumnezeul cel adevărat. Au fost multe credințe de-a lungul veacurilor. Au fost credințe în zei, credințe care au fost lepădate pe urmă. Oamenii toți și-au schimbat credințele în mulțime de zei. Numai în Dumnezeul cel adevărat n-a vrut ca să creadă. Dumnezeu s-a arătat din totdeauna omului, că El l-a făcut pe om, a murit pentru om și trăiește pentru om. Cum am spus în nenumărate rânduri, noblețea zidirii sale este omul, fiindcă El s-a întrupat în chip de om. De aici pornind, vedem credința în Cel ce ne-a zidit. Omul crede că nu mai moare niciodată. Omul crede că nimic nu mai este decât el. Această credință în om se vede acum în veacul acesta apocaliptic. Ne punem întrebarea cum de Dumnezeu învârte cerul și pământul. Cum de slobade tuturora naturii și a fiarelor și a tot ce se întâmplă în jurul nostru ca să fie bine, ca să creadă omul. Și omul acum a ajuns de nu mai crede deloc. Pentru aceasta a arătat Dumnezeu puterea credinței ce înseamnă. Când a plecat Moise la faraon ca să slobadă poporul din robie, datorită credinței a făcut acele minuni care s-au lăsat cu mari plăgi asupra Egiptului. Fântânile evreilor izvorau apă bună de băut, iar a egiptenilor era cu sânge. Numai faptul că aceste lucruri se întâmplau în timpul evreilor dovedește credința. A venit Moise la Marea Roșie, era prins ca într-un crește. Aici era marea și dincolo era armata lui faraon. Unde să alerge? Și-a ridicat toiagul și-a despicat marea și-a trecut prin Marea Roșie cu urmele pe iarbă. Aveau pașiște făcute prin Marea Roșie. Iubiți credincioși, aici totul este ca omul să creadă. Când au ajuns în pustiul Egiptului, în peregrinarea spre pământul făgăduinței, îi mușcau viperile. Aici arată credința când a spânzurat pe acel șarpe și cine era mușcat sau credea în acel șarpe, nu mai era boala, veninul
Șarpelui nu mai avea nicio lucrare otrăvitoare. Aceasta este tot a credinței. A venit Mântuitorul pe pământ, s-a întrupat din Fecioara Maria, a făcut multe minuni. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că minunile lui Mântuitorul erau groaznic de multe. De asta spune și Sfântul Ioan Evanghelistul, că de s-ar scrie toate cărțile nu ar încăpea în lume. Evangheliști au narat doar câteva minuni care a făcut Mântuitorul. Minunea de astăzi cu femeia aceea în curgerea sângelui este o minune cutremurător de mare, care o preceda pe minunea învierii fiicei lui Iair. Acea femeie, în boala ei, era cumva strânsă de boală, de neputință, că era o boală rușinoasă pentru ea. Și s-a gândit în sinea ei că numai dacă se atinge de veșmântul lui, ea se va vindeca. Se vede ca că i-a cheltuit toată averea la medici. Aceia au știut să ia darul, dar să-i ridice boala nu a vrut ca să o poată. Nu putea să o ridice. În ultima instanță a plecat spre Mântuitorul. Mântuitorul venea atunci din ținutul Gadarului. Vedem diferență între oameni. Gadarenii l-au alungat pe Mântuitorul și au spus elegant cumva că nu se putea atinge de el, să părăsească locul, că i-a necat cei 10.000 de porci. Și Domnul a plecat. Dincolo, abia l-aștepta mulțimea. Și când s-a venit acea femeie bolnavă și s-a atins de veșmântul lui, ea s-a vindecat pe loc. A cunoscut o putere care a vindecat-o pe loc. Izvorul sângelui a încetat. Pentru aceasta și Mântuitorul, ca să o vădească pe ea în fața mulțimii, a spus: cine s-a atins de mine? Vedeți că atunci când s-a întors Mântuitorul să vadă cine s-a atins de el, ea a început să tremure, era cuprinsă de frică, dar amestecată cu bucurie nețărmurită, că a simțit în trupul ei vindecarea. Și a spus Domnul Hristos: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. De ce îi zice fiică? O arată fiică prin credința ei, că ea a venit la Mântuitorul nădăjduind că o va vindeca. S-a atins doar de poala hainei. Aceasta înseamnă că, cum trupul este îmbrăcat cu haină, așa Mântuitorul era îmbrăcat cu trupul omenesc. A crezut în dumnezeirea lui Iisus Hristos. Pentru aceasta îi zice fiică: îndrăznește. Prin aceasta îndrăznește ne cheamă pe toți Mântuitorul. Să îndrăznim spre dumnezeirea Lui. Nu este o fantomă, este Dumnezeu adevărat și ne îndeamnă să îndrăznim prin credință. Vedem că întotdeauna credința, când a fost chemată și pusă la lucru de către om, s-a văzut cu
cum pâlpâie și apoi se face foc mare. Prin credință, iubiți credincioși, s-au izgonit diavolii, s-au făcut sănătoși oamenii. Avem nenumărați pacienți, ca să spun așa, care doctorul i-a dat acasă că nu mai avea ce face. S-a rugat la Dumnezeu, dar cu foc și cu credință și s-a făcut sănătos. Credința te îndeamnă spre dumnezeire, te smulge din acest marasm al omului, al pământului, te duce spre Cel ce poate să te vindece, spre Cel ce poate să te ajute. Că Mântuitorul a venit să vindece toată boala, a înviat și morții, s-a arătat adevărat tuturora, iar singurii care n-au crezut au fost iudeii. După cum am spus, au vrut să-l omoare pe Lazar, care era înviat a patra zi de morți. S-a dus ca fulgerul, ca tunetul, s-a dus această minune în toate părțile a Ierusalimului. Singurii care n-au crezut au fost iudeii. Ne punem întrebarea din ce cauză, de ce cauză au fost încuiați în împietrire, fără numai că păcatele lor. Păcatul te închide, îți ecranează vederea lui Dumnezeu, așa cum se întâmplă astăzi. Vedem parlamentari, vedem oameni suspuși, care nu cred absolut în nimic. Cred că ei sunt totul. Păcate ei, că sunt niște putregaie, sunt niște oameni care merg spre moarte și moartea nu știe când îi vine, indiscutabil îi va veni, dar nu știe când îi vine. Și el, văzând că se trezește sănătos, în putere și cu rang în malt, atunci dă pe obidiți legi și toate prostiile acestea. O vedem pe Hananianca, cum și-a făcut cu coatele să îndrăznească pe Hristos, spre Hristos, și a câștigat vindecarea. Fără numai că Domnul nostru Iisus Hristos ne așteaptă cu credința. Apoi de la Hananianca mergea la Iair, a venit însuși tatăl și i-a spus să vină în casa lui, că fiica lui trage să moară. Domnul a întârziat anume, nu era frică de moarte, dar când s-a dus, a ajuns acolo, a venit cineva și i-a spus pe drum, degeaba mai vine, fiica ta a murit. Iubiți credincioși, Dumnezeu cu aceeași seninătate îl temperează pe tatăl fetei. Era cu ochii în lacrimi, era o copilă dragă pentru el, era toată demnitatea lui turnată în acel copil, avea 12 ani. Dar sentimentele paterne l-a împins spre Mântuitorul, deși era mai marele sinagogii. Și știm că sinagoga n-a vrut să creadă, slujitorii sinagogii n-a vrut să creadă în Dumnezeirea lui Hristos. El, împins de situație, s-a dus la Domnul și i-a spus să vină că moare. 5 persoane au intrat la el, 3 apostoli, era mama și cu
tata fetei. Restul i-a scos afară. În timpul acesta s-au adunat lăutari, s-au adunat bocitoare, cum era și la păgâni, dar și la evrei. Boceau pe mort. Iar Domnul Hristos i-a scos pe toți afară și i-a spus: Fecioară, ridică-te! Cât l-a atins-o cu mâna, s-a înviorat, a venit Duhul de viață în ea. Pentru aceasta îi spune: ridică-te! Și apoi îi dă să mănânce. Că oamenii nu credeau în dumnezeirea lui Iisus Hristos. Și spune în Evanghelie că tatăl ei a rămas uimit și mama. Au rămas stupefiați de minunea care au văzut-o. Pe urmă a lăsat-o și a dat-o părinților fie. A mâncat și a umblat. Minuni care erau făcute una după alta în fața iudeilor. Oare de ce iudeii n-au crezut? Atâta șir de minuni, numai cât vedem că l-a vindecat pe îndrăciții din Gadar. Pe urmă, mergând cu corabia, i-a prins noaptea, s-a făcut furtună. Și a stăpânit furtuna și a încetat. I-a salvat din moarte pe acești ucenici. Dincolo l-așteptau mulțimea cu brațele deschise. Fără numai că din Dumnezeu erau cutremurătoare minuni ca omul să creadă. Vedem după ridicarea Mântuitorului la cer, după înălțare. După cum a spus ucenicilor, mai mari minuni veți face cei ce veți crede. Și într-adevăr așa au făcut. Când se duceau Sfinții Apostoli în cetăți, ieșeau la răspântii, era coloană de oameni și ieșeau, ziceau în sinea lor, umbra apostolilor să se atingă de cel bolnav și credem că se va vindeca. În felul acesta a fost alungată idolatria, a fost alungat diavolul și s-a instaurat Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. În felul acesta dumnezeirea s-a reinstituit, dar de acum nu mai era pentru jertfă, era pentru credință. Și credința o vedem cum o strecoară Mântuitorul în timp, că datorită credinței a fost acestea făcute. Știm că Iov când a pătimit, prin credință s-a făcut viu, s-a făcut sănătos. Când venea diavolul și îi făcea necaz, și din mai marele orașului a ajuns pe groapa de gunoi cu bube și cu câine de companie, atâta zicea: Domnul a dat, Domnul a luat, fie în numele Domnului binecuvântat. Aici se cerne credința lui Iov și era înainte cu mulți ani de venirea Mântuitorului. De acum, dându-se credința, s-a dus în lume, au dus-o apostolii și de la apostoli au preluat-o înaintașii noștri și de la ei, cu nevrednicie, suntem și noi. Prin credință, iubiți credincioși, biruim moartea și datorită credinței, diavolul nu poate să se apropie. Chiar dacă se apropie de omul credincios,
să apropie cu slobozenia lui Dumnezeu spre mai mare cinsta omului care pătimește. Că el, nelăsându-se îndoit de ispitele diavolului, atunci devine mai puternic. Pentru aceasta vă rog să aveți credință în suflet, să aveți nădejde nețărmurită în Dumnezeu cel viu. Iubiți credincioși, ce este astăzi și știm cu toții, este în toată lumea, mai mult sau mai puțin, că informațiile sunt deformate. Dar principalul că s-a lansat această campanie, acest virus care există, e o răceală puțin mai puternică, dar nu-i de moarte. Îl îngenunche pe om, dar iese din ea. Oare pune masca mai presus de Dumnezeu? De vreme ce Dumnezeu a înviat morții, nu poate ca să nu lase pe un virus, o minusculă particulă vie care face rău. Oare nu poate să te ecraneze Dumnezeu fără acel petic la nas? Fără numai că vrea să strice chipul lui Dumnezeu. Uitați-vă în lume cât de urât apare omul cu o mască. E groaznic, dar vrea ca să-l strice chipul lui Dumnezeu și prin aceasta să descreștineze lumea. Am auzit că în Grecia s-au închis bisericile, nu se mai dau voie la creștini să intre. Intră cu amenzi cutremurători de mari ca să golească bisericile și încet, încet să nu se mai facă Sfânta Liturghie. Vai de capul lumii acolo unde nu se face Sfânta Liturghie și nu se face după dreptate, fără numai că lasă să vină moartea, iminența morții să cadă asupra oamenilor. Iubiți credincioși, vă rog insistent să fiți cu capul pe umeri, să fiți oameni înțelepți și să cugetați bine ceea ce se întâmplă, să aveți credința hananiencii, credința lui Iair, credința celor îndrăciți și credința tuturor celor care a făcut minuni Mântuitorul. Că biserica, nici porțile iadului nu o vor dărâma. Mergem cum putem. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne ajută. Cât va fi, nu știu. Dar vedeți cât de frumos este. Se îmbolnăvește vreo unul de aici, că îți spune să te distanțezi. Aceasta este o preliște și cu timpul va deveni o obsesie. I-a dezbinat pe oameni. Dacă te vede unul fără mască, imediat te incondeiază. Noi să fim oameni cu minți. Să nu purtăm de grijă altora, să ne purtăm nouă de grijă. Că înainte de a fi altul, tu ești cu sufletul și cu trupul spre Dumnezeu. Păziți-vă trupurile să fie cât mai curate, că dacă trupul este curat de păcat, atunci și sufletul este curat.
Și dacă e sunt curate amândouă, se înalță spre Dumnezeu. Se zboară ca un porumbel spre cer, dar numai în felul acesta. Nu vă uitați la ce se spune, la doctrinele care împuiază oamenii, să aveți credința hananiencii, să avem credință în Dumnezeu, căreia să cuvine slava și cinsta în vecii vecilor. Amin. Fraților, salutare! Dacă vă abonați, dați subscribe sau abonează-te, în partea din dreapta aveți un clopoțel. În clopoțel trei opțiuni. Opțiunea de sus este cea mai importantă, cea cu toate notificările sau all. Dacă nu e bifată, nu e selectată, atunci YouTube nu vă va informa când vor urca un nou video. Vin videouri noi și informații importante, deci fiți siguri că aveți bifată acea opțiune.